emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Răducanu, fondatorul School of Light. Astăzi, pentru că avem o temă foarte, foarte serioasă, poate că o să încerc să o tratez parțial cu zâmbetul pe buze și mai făcând poate unele glume, astfel încât să nu fie o emisiune încrâncenată și care să poată fi la o adică, poate pe alocuri, tratată și ca un pamflet. Și pentru a începe așa, într-o manieră relaxată și amuzantă această emisiune, o să revin la o scenă de film care mie îmi place foarte mult și care se potrivește acestei emisiuni, acestei ediții de astăzi a Școlii Luminii, și de aceea explic într-un anumit fel cheia în care voi realiza această emisiune. Este vorba despre BD la Munte și la Mare, scena în care IMS-ul miliției venea la vale de la mănăstiri și Dem Rădulescu și Puiu Călinescu așteptau pe marginea drumului sperând să vină o mașină să ia, pentru că nu mai puteau să meargă cărând de acea icoană făcătoare de minuni. Și la un moment dat este Dem Rădulescu, am stat, oprește IMS-ul miliției, coboară Toma Caragiu, major, parcă era, să trăiți, tovarășe capitan, de când vă așteptam, o cafeluță, o biscuite, ce aveți voi cu mine, că doar nu sunt eu asociatul vostru, cum o să fiți dumneavoastră asociat cu noi? Dar, domnule, ne gândeam, poate ne puneți unele întrebări în legătură cu sesizările prietenului Patraulea. Cu sufletul în gură v-am așteptat să ne întrebați, de exemplu, ce avem noi aici? Exact, ce avem noi aici? Suntem așa de curioși că nici nu știm unde o să dormim la noapte. Așa și eu, de aceea trebuie să am foarte multă grijă ce spun în această emisiune. Dragii mei, vorbim despre ceea ce am putea percepe în vremurile pe care le trăim, în prezent sau în perspectivă, pentru că lucrurile nu s-au terminat, ca o altă modalitate de a se purta niște războaie mondiale, pentru că s-au purtat războaie cu săbii, cu sulițe, cu arcuri, cu milenii sau cu secole în urmă, s-au purtat cu tancuri, cu avioane, cu submarine, cu ani în urmă sau chiar decenii în urmă, dar acum pare că se schimbă o paradigmă și conflictele care apar la nivelul umanității sunt conflicte care par să fie mai degrabă sub spectrul informațional, și aici aș pune un slash informatic, și informațional și informatic sunt două componente care susțin zona informațională într-o parte hardware, însemnând partea tehnică, concretă a lucrurilor, nu neapărat de componentă hard, pentru că atacul informatic este o componentă soft, în principal. Dar, înțelegând cumva prin informatic partea tehnică a lucrurilor, iar prin informațional partea de manipulare informațională și dezinformare. Energetic, și când mă refer la energetic, nu mă refer la criza energetică pe care o traversăm, ci la tipul de energie care se transmit între oameni și posibilitatea de a afecta, din punct de vedere informațional și energetic, starea unui sistem viu, vegetal, animal, uman, și războiul biologic, posibilitatea de a exista niște arme biologice, și am văzut cu toții foarte multe filme de anticipație pe care nu știm în ce măsură le regăsim astăzi în viața de zi cu zi. Dar pentru a continua această emisiune tot într-un spirit relaxat, o să parafrazez cumva o glumă. Era o discuție între Google, Wikipedia și Facebook, fiecare disputându-și rolul de cel mai important din lume. Și Google spune, eu știu totul, am toate informațiile. Facebook spune, eu îi știu pe toți, știu pe toată lumea.
Wikipedia spune, eu știu tot despre toți. La care curentul electric zice, keep talking, bitch. Continuați să vorbiți, pentru că nu e așa, toți depindeți de mine. Și, într-adevăr, când vorbim despre un război energetic, putem să avem în vedere și o astfel de componentă concretă a energiei, dar nu face neapărat obiectul acestei emisiuni, ci mai degrabă doar o paranteză. Această emisiune nu este menită să dea foarte multe răspunsuri. Pentru că dacă ar da foarte multe răspunsuri, am ajunge la începutul emisiunii cu Bede la Munte și la Mare. Dar o să pun suficient de multe întrebări, la care vă invit să reflectăm împreună. Și poate că vom avea o altă perspectivă, mult mai detașată, mult mai de deasupra, mult mai în serenitate, cumva, și în înțelepciune, despre timpurile pe care le trăim. Și una dintre întrebările pe care mi le pun eu este, unde a dispărut terorismul clasic? Este adevărat că n-am mai călătorit recent prin Europa, dar am fost cu niște ani în urmă prin țări occidentale și în zona în care am fost eu era armată pe stradă, peste tot, în toate punctele importante, aeroport, gară, metrou, pe stradă și așa mai departe, erau soldați cu muniție de război. Lucrurile erau foarte, foarte serioase. Cu niște ani în urmă părea că ISIS, ca o emblemă a terorismului mondial, dar și terorismul în ansamblul lui, este principala amenințare mondială, toate resursele erau alocate într-acolo, se întâmplau fel de fel de tragedii care marcau cumva umanitatea și pare cumva că aproape că a dispărut și din agenda publică și din agenda media și din viața de zi cu zi. Și mă întreb, oare această amenințare teroristă, în care probabil că s-au investit pentru lupta cu terorismul sume poate de ordinul trilioanelor de dolari, nu am cifre despre acest lucru, dar îmi imaginez că sunt niște cifre fabuloase care s-au investit. S-a eradicat terorismul, oare asta să fie explicația pentru care acum această temă pare să fi dispărut cu totul din viața noastră și din agenda publică, luând locul o altă temă pe plan internațional, care este o amenințare biologică pe care o trăim cu toți și, dacă da, de ce? Deschid o paranteză și mi-amintesc că am citit o carte care vorbea despre clubul de la Bilderberg. Și fac precizarea că această emisiune nu este în niciun fel una care să promoveze vreo teorie a conspirației, de niciun fel, pur și simplu este o perspectivă mai de deasupra asupra unor lucruri care se întâmplă, niște întrebări pe care ni le punem împreună. În acea carte am reținut că s-au făcut anumite studii sociologice și psihologice despre ce s-ar întâmpla în lume dacă nu ar exista niciun fel de amenințare, niciun fel de conflict, dacă totul ar merge într-un mod pacifist, nu ar mai fi conflicte între națiuni, nu ar mai fi conflicte în societate, nu ar mai fi tensiuni, nu ar mai fi amenințări de nicio natură. Și s-a ajuns la concluzia, în urma acelor cercetări, că lumea ar plonja în anomie, ar plonja într-un fel într-o lipsă de ordine, într-un haos. Și că pentru a ține umanitatea, omenirea, ființa umană într-o oarecare ordine, ea în permanență trebuie să fie amenințată de ceva. Și că pe agenda publică este bine să se introducă o formă de amenințare. Că este vorba despre o gripă aviară, porcină, bovină, extraterestră. Că este un asteroid care nu se știe pe la câți metri o să treacă de planeta Pământ.
că urmează un mare cutremur, că urmează un mare tsunami, că urmează un război la granița cu țara X sau cu țara Y și așa mai departe. Cumva, omul să aibă în permanență că urmează o criză financiară, că urmează o criză imobiliară, că urmează o criză sanitară. Ceva trebuie să se întâmple ca omul să aibă o ocupație, pentru că dacă nu are nicio ocupație și totul este prea bine, omul îi se urăște cu binele și plonjează omenirea în haos. Este o teorie pe care o susține acea carte, nu știu cât de justificată sau nejustificată este, dar nu mă pot opri să constat faptul că, într-adevăr, aproape că în fiecare an, există cumva pe agenda publică, pe agenda media, niște subiecte care să țină oamenii într-o formă de tensiune psihologică și emoțională. Poate că pur și simplu teoria din acea carte doar ia niște elemente din realitate și le suprapune o explicație care să pară plauzibilă, așa cum uneori, pentru a da oarecare credibilitate unor profeții din trecut, dăm unor fapte din prezent niște interpretări și niște semnificații pe care poate cel care a făcut profeția nu le-a avut în vedere, încercând cumva să forțăm lucrurile. Nu vom ști niciodată, de aceea această emisiune nu dă explicații, ci mai mult pune niște întrebări și niște teme de reflecție. Îmi mai amintesc că în cadrul studiilor mele de securitate, pentru că am făcut și așa ceva cândva în viață, că în strategia de securitate a Statelor Unite există undeva un capitol care se referă la o anumită politică a Statelor Unite vis-a-vis de următorii ani de zile și care sună cam așa. În fiecare an ne vom implica în 2 conflicte majore și 3 conflicte minore. E un tip de politică. Sau în următorii ani ne vom implica într-un conflict major pe an și 2 conflicte sau 3 conflicte minore. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este o chestiune de planificare și de asumare sau poate doar de anticipare că se vor întâmpla conflicte și că vor alege dintre conflictele existente să fie jucători într-unul major, 2-3 minore. Sunt 2 perspective, sunt 2 fațete. Este o reacție la o situație de fapt sau este o profeție autoîmplinită? Nu știm. De aceea această emisiune este una care pune întrebări și teme de reflecție. Însă, dacă războaie s-ar mai purta astăzi, cu siguranță că nu mai există o miză pe pământ. Cel puțin așa o văd eu, nu sunt expert în domeniul militar, nu mă erigez în așa ceva, dar nu prea înțeleg, ca un cetățean obișnuit, de ce investim sume fabuloase raportat la produsul intern brut al României pentru dotări militare, ca și cum ne-am putea aștepta că ne invadează cineva cu tancuri și cu avioane și cu vase de război, știu și eu, cu tot felul de soluții navale, corvete și așa mai departe, și va trebui să ne apărăm. Este foarte puțin probabil. Din ceea ce văd eu la nivel planetar că se întâmplă, dacă mai există o miză dintr-o perspectivă a războiului, ea nu cred că este pe pământ, ci cred că este în cosmos. De aceea vedem o cursă și a unor miliardari, poate printre cei mai puternici ai lumii, de a cuceri cumva la nivel imagologic și poate chiar de a avea o nișă de piață acolo cosmosul, și vorbim de Jeff Bezos de la Amazon, vorbim de Richard Branson de la Virgin, vorbim de Elon Musk de la SpaceX și Tesla, ca să dau cele mai importante 3 nume, dar sigur că la nivel statal vorbim de China, de Statele Unite, de Rusia, de Israel și așa mai departe. Și există
o cursă despre cine va avea prima misiune pe lună și ce se întâmplă la nivelul cosmosului. Probabil că dacă mai este depurtat un conflict sau de disputat un conflict și un spațiu, cu siguranță el nu este pe pământ, este în spațiu și nu știu la ce ne ajută investițiile pe care le facem noi să cumpărăm nu știu ce rachete de nu știu ce fel pentru a ne apăra de posibile amenințări armate. În schimb, nu avem suficienți bani, nu avem acele miliarde să rezolvăm niște amenințări concrete pe care le avem în viața noastră de zi cu zi. În loc să investim miliardele în tancuri, rachete și avioane, poate că am fi putut să investim miliardele într-un sistem medical mai performant, în a avea medicamente în farmacii, și înțeleg că este o problemă în România că nu se găsesc medicamente antivirale, care se găsesc în alte state ale lumii, care ar putea să ajute mult mai mult această criză sanitară pe care o avem. La noi se insistă exclusiv pe subiectul vaccinării și atât, pare singura soluție. Și este o soluție poate și pentru faptul că sistemul nostru sanitar este cu totul copleșit, nu avem o infrastructură de calitate, nu avem capacități și atunci se insistă pe acest domeniu. Eu nu sunt o persoană care să pledeze împotriva vaccinării sub nicio formă, personal m-am vaccinat. Consider că este o decizie personală pe care o ia fiecare în parte. Canal 33 a avut o poziție foarte echilibrată în acest domeniu. Ce s-a dovedit la nivel planetar este că vaccinul într-adevăr ajută. Și țările care au avut o rată de vaccinare mare nu au mai avut un număr foarte mare de bolnavi grav sau un număr mare de morți. Deci asta este un lucru clar pe care vaccinul l-a rezolvat. Ce nu a rezolvat și nu poate nimeni să vină cu niște argumente solide din ce am văzut eu în spațiul media, este că vaccinul nu a rezolvat pandemia, nu a rezolvat transmiterea virusului. Sunt state care au o rată de vaccinare de 80-90%, poate chiar spre 100%, state precum Israelul sau alte state ale lumii, și totuși nu au rezolvat problema transmiterii virusului. Prin urmare, nu se va rezolva pandemia cu vaccinarea. Este o teză care ni se vinde într-un anumit mod. Ce se rezolvă este într-adevăr că foarte puțini oameni vaccinați au mai făcut forme grave. Este o formă de a ne proteja viața. În primul rând pe a noastră. Apoi, sigur, și pe altor oameni cu care venim în contact. De aceea, personal, am ales, din punctul meu de vedere rațional, acest lucru și sigur că m-am folosit de toată cunoașterea pe care o am pentru a mă asigura că la nivelul propriului meu organism integrez bine această experiență, astfel încât să diminuez riscul unor efecte secundare. Cum am făcut lucrul acesta, am vorbit în cadrul unor seminarii gratuite pentru cine a fost interesat, nu face obiectul acestei emisiuni de televiziune. Așadar, pare o soluție rațională, dar nu o rezolvare a problemei aceasta. Cu ce nu sunt personal de acord și este o chestiune personală, este că nu aș merge până acolo încât să limitez dreptul oamenilor de a cumpăra o pâine sau dreptul oamenilor de a avea un loc de muncă, de a se vaccina sau nu se vaccina. Acest lucru, la nivel personal, mi se pare dus mult prea la extrem. Trebuie să le dai oamenilor alternative. Cu atât mai mult cu cât vaccinul nu este panaceul universal, adică dacă undeva într-o țară a lumii care s-a vaccinat 80, 90, 100% s-ar fi eradicat pandemia, aș putea să spun, bun, este o soluție și se rezolvă acest lucru, dar nu este o soluție. Este doar o formă de a ne proteja de cazuri grave, dar poate viitorul va aduce soluții mai bune la acest lucru.
Nu să insist pe acest subiect pentru că nu face obiectul principal al emisiunii de astăzi, dar cumva am ținut să ating și acest subiect în cadrul emisiunii, dar revenim la puncte mult mai importante din titlu după o foarte scurtă pauză publicitară. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fie aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spunem că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre blogger și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor în crearea de opinie? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Vorbim despre șamanism, înțelepciunea metodelor și practicilor șamanice. Încercăm să ne orientăm printre ceea ce urmează, confruntarea cu această tulpină numită Delta. În prezent, mulți oameni vorbesc despre vibrație. Ne-am întors, dragii mei, și în întrebarea care este cea mai puternică armă de distrugere astăzi, răspunsul meu personal nu constă nici în bombe atomice, nu constă poate nici măcar în virus letali, aceștia pe care îi trăim astăzi sau alții, pentru că sunt laboratoarele biologice așa pline de diverse experimente. Nu sunt, cred, nici în amenințări naturale provocate sau stimulate sau nu. În opinia mea subiectivă, cea mai puternică armă de distrugere în masă cred că a ajuns să fie dezinformarea, manipularea. Și nu știu în acest moment, din această perspectivă, dacă deschiderea informațională foarte mare pe care aparent o avem de a comunica la persoană, de la persoană la persoană și de a rostogoli anumite lucruri, este cel mai bun lucru care se poate întâmpla și nu știu ce să spun vis-a-vis ca anumitor companii sau interesele anumitor companii care controlează aceste informații. Pentru că sunt câțiva jucători globali care, sigur, aparent sunt niște corporații internaționale, transnaționale foarte mari, cu niște interese comerciale foarte bine definite,
Dar ce se află în spatele acestor interese, nu știm. Ce știm ca o informație care a apărut în spațiu public de la o angajată Facebook care a trebuit să dea sau a ales să dea o declarație în fața Congresului Statelor Unite, este faptul că, de exemplu, în algoritmul Facebook, atunci când oamenii au posibilitatea să aleagă în tipul de reacție între like, față veselă, față mânioasă, râs și așa mai departe, era premiat, să spunem, răspunsul mânios. Adică, dacă o postare atrăgea mai multe reacții de mânie, acel emoticon de mânie al oamenilor, acea postare era promovată de câteva ori mai puternic decât o postare care avea semne de like sau avea semne de zâmbet sau inimioare sau așa mai departe. Cu alte cuvinte, rețeaua promova tipul de conținut care stârnea oamenilor reacții de mânie, reacții de revoltă. De ce făcea lucrul acesta este un răspuns pe care trebuie să îl dea Facebook. Pot să fie foarte multe variante de răspunsuri posibile. Unul este că poate că este un trigger emoțional mult mai important și se gândesc că oamenii la mesaje de indignare, la mesaje care revoltă, au mult mai multă atenție, au mult mai mult engagement, cum se spune, și ca să stea oamenii pe rețea, să șereze și așa mai departe, înseamnă că este bine să existe astfel de conținut. Numai că promovând disproporționat mesajele conținut revoltător sau care mânie oamenii, a dus disproporționat la propagarea unor astfel de tipuri de conținut versus tipul de conținut benefic, frumos, pacifist, luminos și așa mai departe. Care sunt interesele, dacă sunt doar comerciale sau sunt și de altă natură? Nu știu să vă spun, astăzi nu am răspunsuri, am întrebări. Dar am totuși și nedumerirea sau mirarea că în zone precum China nu există acces la Facebook. Nu există acces la Google, nu există acces la Facebook. Sunt zone ale lumii care sunt cumva banate. Și este întrebarea dacă sunt banate pentru a nu se perverti ideologic locuitorii acelor zone sau este o formă militară de apărare în fața unui război informațional. Și acele țări și-au făcut propriile rețele, există TikTok sau alte tipuri de rețele, există contraponderea de la Amazon în China, printr-un portal propriu pe care îl au. În Rusia există VKontakte ca și alternativă la Facebook și, mă rog, cel care a fondat VKontakte ulterior a fondat Telegram. Și întrebarea este dacă faptul că toată populația lumii sau aproape toată populația lumii este influențată și angrenată în niște sisteme comunicaționale pe care le controlează niște algoritmi și în spatele algoritmilor niște interese comerciale sau de altă natură, este de natură să dea oamenilor acces la adevăr sau dimpotrivă să-i manipuleze și mai mult. Și mă întreb dacă ceea ce a omorât atât de mulți oameni la nivel planetar a fost, în ce măsură a fost amenințarea biologică în sine și în ce măsură a fost manipularea, dezinformarea și decizii proaste de viață pe care oamenii le-au luat pentru că s-au lăsat pradă anumitor manipulări, dezinformări și așa mai departe, cu aer foarte credibil. Atât de o parte cât și de alta s-au aruncat în acest război informațional resurse uriașe, producții care par foarte credibile și este ușor să cumva să marșăm poate la unele dintre ele, au
aspect de foarte multă autenticitate. Și atunci întrebarea firească este, ok, Alexandru, și ce putem să facem noi ca oameni simpli care nu avem acces la adevăruri strategice? Și aici deschid o paranteză pentru că este foarte important. Consider că unul dintre motivele importante, poate chiar cel mai important motiv pentru care ne aflăm într-o criză atât de profundă la nivelul planetei și la nivel național, este faptul că nu li s-a spus oamenilor adevărul. Adevărul despre virus, adevărul despre pandemie, adevărul despre vaccinuri, să fie foarte transparente informațiile. Și nespunându-se decât bucăți de adevăr, li s-a permis anumitor factori de influență, anumitor jucători, statali sau non-statali, să aibă zone de manevră, să aibă spațiu pentru tot felul de teorii ale conspirației. Ceea ce mi-a atras mie atenția când a început pandemia în China era chiar la debutul pandemiei. Și pur și simplu m-a șocat vizual. A fost faptul că, sigur, părea cumva o formă de gripă, declarațiile din România erau destul de liniștitoare, era domnul Străinu Cercel care apărea, stați liniștiți, e ca o formă de gripă, președintele României, domnul Klaus Iohannis, făcea o declarație tot așa, ceva de genul, nu este ceva foarte grav. Mesajele la început erau foarte liniștitoare din partea oficialilor români, care cumva păreau că sunt avizați să spună ceva. De partea cealaltă, în China, ce m-a șocat este că cei care tratau această boală și acești bolnavi erau îmbrăcați în niște combinezoane de zicei că sunt cosmonauți și tratează ebola combinată cu nu știu ce virus extraterestru. Și aici cumva era o problemă, adică avem și noi spitale de boli infecțioase. Acolo nu cred că medicii și asistentele umblă în astfel de combinezoane de extraterestri cu tuburi după ei și așa mai departe. Aia părea un tip de echipament de laborator biologic. Cum au știut cei din China că amenințarea este atât de gravă încât necesită acel tip de echipament și nu pur și simplu un halat medical și o mască pe față? Este o întrebare pe care să ne o punem. După cum este foarte interesant faptul că la început doctorul Arafat spunea nu este necesar pentru oameni să poarte măști, doar personalul medical. E adevărat că nu aveam noi ca țară măști la acel moment, că n-aveam stocuri. Dar de la un mesaj în care spui nu este necesar să purtați măști doar dacă aveți simptome acute și așa mai departe, în rest personalul medical, și după care să treci la extrema cealaltă în care să spui obligatoriu să porți mască eventual și în pat cu iubita sau cu iubitul, acum exagerez, dar ca idee, e o discrepanță în care oamenii nu mai înțeleg foarte multe lucruri. Și de asta spun, oamenilor trebuia să li se spună adevărul despre situația acestui virus, ce este el real, care este situația. Câteodată mai aflăm unele lucruri așa scăpate printre declarațiile politicienilor. Și iată o declarație pe care a făcut-o la un moment dat premierul Florin Câțu, probabil puțin înghesuit de problema de ce a comandat România 120 de milioane de doze de vaccinuri. Apropo, ministrul de atunci, Vlad Voiculescu, ministrul USR, a reacționat că nu el a avut de-a face cu această comandă, ci premierul Florin Câțu s-a ocupat. Dânsul n-a avut nicio contribuție. Dar vedem că USR insistă pentru vaccinare, de fapt pentru certificatul verde peste tot. Deci peste tot. Dacă vrei să ai un loc de muncă, trebuie să ai certificat verde potrivit USR, care a avut ministrul sănătății în perioada în care s-au comandat 120 de milioane de vaccinuri. Nu fac niciun fel de acuzație, doar prezint niște fapte. Dacă există o legătură sau nu între ele, își dă răspunsul fiecare. Dar
Pentru că pisica s-a plasat în mâinile domnului Florin Câțu, domnul Florin Câțu a spus așa despre aceste 120 de milioane de doze de vaccinuri. Nu le-am cumpărat. Sunt comandate aceste doze. Deci doar sunt comandate, încă nu le-am cumpărat. Nu le-am, deci citez din domnul Florin Câțu. Nu le-am cumpărat, sunt comandate aceste doze și nu sunt pentru un an. Sunt pentru mulți ani. Pentru că de la început s-a știut clar că pandemia poate nu trece în primul an și poate e nevoie de doze în următorii ani. Reau pentru că este foarte important. Poate că este o declarație pe care n-a gândit-o foarte mult, a spus-o sub presiune, pentru că de la început s-a știut clar că pandemia poate nu trece în primul an și poate e nevoie de doze în următorii ani. Nu le-am cumpărat, sunt comandate aceste doze și nu sunt pentru un an, sunt pentru mulți ani. Pentru că de la început s-a știut. De asta vă spun. Niște oameni la vârful societății, președinți de stat, premieri, servicii secrete, au știut adevărul despre acest virus, au știut că o să dureze niște ani, probabil că o să mai apară și alte forme, poate că o să fim la valul 23,5 peste ceva timp. Dar n-au spus oamenilor adevărul de la început. Poate că nu au vrut să creeze panică, poate că au avut alte motive. Sigur că fiecare politician, fiecare țară a exploatat această situație după cum i-a servit intereselor politice, economice, sociale și așa mai departe. Sunt state care s-au preocupat mai mult de proprii cetățeni, de spitale, de sănătate, de vaccinare. Sunt state în care oamenii s-au preocupat mai mult de golf, de vizite la piramide și alte lucruri. Dar s-a știut de la început, spune domnul Florin Câțu, prim-ministru al României, despre care un șef al serviciilor secrete românești a declarat că este cel mai informat om în stat. A spus ceva de genul, cele mai multe informații se duc la premier, nu la președinte. Este adevărat că la administrația prezidențială există o centrală care strânge informații de la toate serviciile de informații și toate sursele de informații, le centralizează, le sintetizează și face un briefing și agenda președintelui, dar se pare că există cumva un filtru prealabil cu subiecte care sunt în fișa postului de președinte, însă cele mai multe informații, potrivit acelui șef de serviciu secret, nu mai știu exact de la care dintre ele, sau poate era un fost șef de serviciu secret, spunea că cele mai multe informații se duc la primul ministru, care a declarat, mai rea o dată, că mi se pare foarte, foarte interesantă această declarație, nu le-am cumpărat, sunt comandate aceste doze și nu sunt pentru un an, sunt pentru mulți ani. Pentru că de la început s-a știut clar că pandemia poate nu trece în primul an și poate e nevoie de doze și în următorii ani. Revin, dacă s-ar fi spus oamenilor adevărul într-un mod transparent, într-un mod sincer, într-un mod echitabil, poate că oamenii ar fi luat alte decizii de viață. Sigur, e ușor să tratezi ca pe o masă de manevră și ca pe niște dobitoci pe toți și să spui sunt niște dobitoci, nu o să înțeleagă nimic, o să se panicheze și o să, să creeze haos. Dar poate că oamenii pot să înțeleagă. Dacă le explici de la om la om o realitate și omul ia cea mai bună decizie pentru viața lui. Așa, poate să fie victima manipulărilor de fel și fel, cu foarte multe interese de diverse naturi, despre care nici nu ne putem gândi, care sunt rostogolite pe niște platforme care au propriile lor interese, și s-a pus problema la nivel european să se creeze o platformă socială europeană, după cum să creeze o armată europeană, ceva care să fie alternativ la NATO. N-ar fi rău să se creeze o platformă europeană. S-au băgat miliarde, triliarde în tot felul de lucruri, dar într-o
formă care să protejeze într-o mai mare măsură oamenii de diverse manipulări și interese particulare, nu s-a băgat până la acest moment. Dar revin la întrebarea pe care cumva am pus-o mai mult sau mai puțin retoric, ok, Alexandru, și noi ca oameni obișnuiți ce putem să facem? Noi ca oameni obișnuiți putem să devenim oameni neobișnuiți. Asta putem să facem. În cadrul celui mai important curs pe care eu îl predau, Expert Protecție Subtilă, există un parametru pe care îl predau, care se cheamă adevărul divin dintr-o informație. Este o formă de a calibra gradul de adevăr dintr-o informație, astfel încât să știm să discernem printr-o abilitate a sufletului nostru, printr-o abilitate a subconștientului nostru. Chiar că mintea noastră rațională nu are informațiile tehnice, chiar dacă nu știm ce se află la nivel rațional în spatele unei informații, a celor care au propagat acea informație și așa mai departe, fiind conectați la o bază de date a Universului, la nivel subconștient, fiind conectați la o bază de date divină, putem scana din punct de vedere energetic și informațional orice informație și putem să vedem gradul de adevăr divin, cu alte cuvinte, dacă este o informație reală sau dacă este o manipulare, dacă este o invenție. Este adevărat că e un tip de pregătire mai specială, care nu e chiar pentru oricine, dar nu este nici atât de limitativă pe cât ar părea. Necesită anumiți parametri personali pentru a avea un anumit grad de lumină a sufletului, pentru a putea să ai această abilitate și acest tip de antrenament care să se bazeze pe o anumită calitate personală, dar dincolo de asta este accesibil multora. Putem face acest lucru. Și din punctul meu de vedere este poate cea mai importantă abilitate pe care cineva o poate dobândi în viața lui, în particular în timpurile pe care le trăim. Pentru că nu știm foarte multe despre ce ne va aștepta în următorii ani, apropo de ceea ce se pare că premierul Florin Cîțu știe că ne va aștepta niște lucruri în anii următori și au făcut și anumite planificări concrete. Dar noi nu știm ce ne va aștepta. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce spun cei îndreptățiți, autoritățile, dar pe de altă parte putem să avem și un instrument personal prin care să putem să discernem ce este teoria conspirației, ce este manipulare, ce este fake news și ce este o informație reală. Și asta putem face. Cât mai putem face? Pentru că este pe principiul ăla din BD despre care v-am spus la începutul emisiunii. Dar deocamdată încă se mai poate. Și mai putem să lucrăm foarte mult cu propriile noastre stări, pentru că s-a pus foarte mult accent pe activarea instinctelor primare, pe activarea fricii, pe dezbinarea între oameni, dezbine și stăpânește, își trăiește climaxul acum. Nicăieri în istoria lumii nu a fost un moment în care oamenii să fie mai dezbinați, mai polarizați, mai radicalizați. Ce radicalizare a făcut terorismul? Era la ABC față de ce radicalizare s-a făcut acum între oameni pe acest subiect al pandemiei și așa mai departe și al diverselor măsuri. Prin urmare, putem învăța să lucrăm cu stările noastre, să ne controlăm stările, să ne controlăm energiile, să ne păstrăm într-o stare echilibrată, pentru că dintr-o stare echilibrată luăm cele mai bune și raționale decizii. Cu cât suntem într-o stare mai dezechilibrată emoțional, cu atât riscul să luăm niște decizii de impuls, de moment sau greșite este mai mare. Pe de altă parte, s-a constatat că există o corelație între nivelul de stres și nivelul imunității noastre. Și vorbim foarte mult despre imunitate. Apropo, un fenomen paradoxal care s-a întâmplat și despre care nu prea se vorbește în media mainstream este faptul că, deși la început s-a spus în Africa va fi o catastrofă medicală,
pentru că e lumea a treia, pentru că n-au acces la sistemul sanitar, pentru că n-au bani și așa mai departe. Ei bine, nu e. Nu e. De ce nu e? Este pentru că acei oameni se pare că au un sistem imunitar mai pregătit să facă față diverselor provocări, au fost expuși pe acolo diversilor viruși care sunt asemănători cu ceea ce trăim acum, au fost expuși la virusuri de tip SARS, au fost expuși la virusuri de tip malarie, care par destul de asemănător cu acesta, și au o imunitate naturală suficient de bună încât par că tolerează mult mai bine sau au răspunsuri imunitare naturale mult mai bune. Și în Africa nu este o catastrofă medicală. Și nu pentru că s-a vaccinat toată Africa, ci pentru că oamenii au un sistem imunitar capabil să răspundă într-un mod natural mai bine. De aceea, ca o opinie personală, eu spun că este bine să avem grijă și de sistemul nostru imunitar în toate felurile în care putem avea grijă de acest lucru, mai ales prin stările emoționale pe care le trăim, pentru că somatizăm foarte multe lucruri și a trăi în frică, în disperare, în tristețe, în singurătate, în agresivitate, în frustrare, în repulsie, scade imunitatea noastră somatizând aceste stări. Și nivelul ridicat de stres afectează imunitatea. Prin urmare, a învățat să ne lucrăm și controlăm propriile energii și propriul corp și propria ființă la toate nivelele este poate un instrument extrem de puternic. Așadar, dragii mei, mai avem foarte, foarte multe lucruri să vă împărtășesc din această temă, aproape că n-am apucat să vorbesc nimic despre atacurile energetice. Poate o să fac o ediție a doua, dacă nu se termină această emisiune cu scena din BD. Dar ca o concluzie, sunt lucruri pe care le putem face la nivel personal ca să învățăm să avem mai mult discernământ, ca să facem ce este mai bine pentru noi, pentru familie, pentru locurile noastre de muncă, pentru afacerile noastre și pentru o lume mai bună și mai frumoasă în care să trăim. Și asta este să preluăm controlul asupra informației, având un criteriu. Nu toți oamenii pot face cursul de expert protecție subtilă, dar măcar un lucru puteți face. Citiți aceeași știre din mai multe surse, de regulă surse care au interese contrare. Și citind aceeași informație din mai multe surse, din care unele sunt de dreapta, unele sunt de stânga, unele sunt pro-capitaliste, unele sunt informaționale, unele sunt dezinformaționale și așa mai departe, ajungeți să trageți o medie aritmetică și să vedeți care este de fapt realitatea. Dar aceia dintre voi care vreți mai mult, profitați de timpul pe care îl aveți, să vă creșteți abilitățile, capacitatea de a vă controla propriile energii și accesul la informație, pentru că este ceea ce ne va duce înainte pe fiecare dintre noi și ne va oferi un instrument și un avantaj în lumea în care trăim. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mai multe informații găsiți pe site-ul meu schooloflight.ro sau în comunitatea de Telegram School of Light. Mulțumesc! Prezentată de School of Light.